No, Ioane, hai să ne luăm slujba în primire. Odată trebuia să înceapă. Oricum, da, să înceapă. Ce-i rău în robie nu e atâta robia. Rău e că dacă trece prea multă vreme, omul se învață cu ea. Cu robia, cu frica, cu supunerea, cu sărumâna. Să fie batjocorici să ne... Se învață ca pasărea cea proastă, cu colivia, care uită și că o știu zbura oare cândva. Sau să cheame să nu afle stăpânul că n-o uita să zboare. Numai că amu, cu voie el a împărat orba, am învățat că se poate. Ecula ursul, zis horea că mi-a plăcut să horesc, mi-a plăcut să trăiesc, care de aceea m-a trimis oamenii la împăratul, ca să-i prezint, să-i aduc la cunoștință despre viața noastră timp 5 zile. Și apoi când să mergem acasă și în ziua 6-a, ca să lucrăm oare ceva și pe seama noastră, iarăși mi-e dădeau pace. Și ne chemau ba într-o parte, ba în alta, fără rând și fără cap. În foarte scurtă vreme, în câteva săptămâni, răscoala au cuprins aproape toată Transilvania. În Zăran prima dată, după aia în Hunedoara, în Alba, în Cluj, în Sălaj. Peste tot s-au ridicat oamenii și le-am dat poruncă ca din fiecare casă să vie câte un om, sub arme. Ori veni și ne-am împărțit în mai multe ceate și am atacat conace boierești, dar nu ne-am luat de domeniile împărate și pământurile lor să ne revină nouă, ca să avem după ce trăi. Asta am vrut. Și apoi după ce am dat lupte, și după ce am atacat și Abrudul, și Câmpeniu, și Roșia, la Roșia s-au ascuns grofii, cu tăcu slujile lor s-au ascuns în mină și le-am pus foc de amars ca pe șobolani. După aia săracul s-o și sinucis, cred că din cauza asta, că i-o părut rău că o zis ce noi n-am zis. Și apoi cum s-o sinucis? Cu legăturile de la opinci, vedeți așa cum am eu, și-o prins gâtul și l-o înfășurat în celulă, că celula lui nu era așa păzită ca a noastră, și capătul ălalt l-o legat de o cheatră care era ieșită din zid. Atâta s-o strâns și s-o sugrumat până când a murit. Apoi lucrul ăsta a ajuns și la împărat, care a fost foarte furios, foarte mânios că s-a întâmplat așa ceva și a sporit faza la mine și la Cluj. Frângerea cu roata. Apoi pe Crișan l-a mai frânt, dar l-a tăiat în patru, adică în cinci. Prima dată i-a tăiat capul, după aia l-a tăiat în patru. Capul i-a dus la Cărbiniș. Și-a pe cele patru părți le-a dus la Brad, la Brut, la Lupșa și la Mihăilean. După aia a venit rândul nostru, că grofii tăt urlau, că vor să fie exemplu, ca să vadă tătă prostimea, tăt norodul să nu se mai răscoale și să avem parte de cea mai crudă pedeapsă posibilă. Și-a pe ancheta asta a condus-o Contele Iancovici, care nici măcar nu știa vorbi românește. Avea un interpret, domnul Erhard, așa îl chema. Măcar că el a înțeles că nu
Că noi ce am făcut, am avut și motive să facem. Aici, în cetatea Bălgradului, măcar că o fă proști, că nu da nou Bălgradul lui Mihai. A avut loc execuția, aia este un mic de ușor care era locul de execuție al orașului. Era și un călău al orașului, era țigan, țiganul Muresc, Grancea Racoțul chema, și ăla avea ucenici mulți cu el și el a condus toată execuția. A fost mare pompă și mare lume. Au adunat numai dintre țărani vreo 7000 de oameni. 3 tineri și 3 bătrâni din fiecare sat unde răscoala o avut. Dar i-au adus cu forța să vadă cum murim. Și apă nobili o vin de plăcere să se distreze. Le părea tare bine. Și apă întâi oforându-l cloșca. Așa a fost și decizia judecătorului. Întâi a fost rândul cloșca și eu a trebuit să mă urc. Și apă cloșca s-a speriat o țâră și a urlat, tare urlat, până când s-a dat sufletul. După a l-a dat jos de pe patul ăsta de scândă, a l-a tăiat în patru și după a l-a venit rândul în el. M-a așezat pe bârnele alea care erau însângerate de cloșca. Dar la mine, eu eram mai bătrân, așa, aveam 54 de ani. Ori a fost milă, ori că am strigat eu atunci, după prima lovitură, m-a dat una, mă copil, pe fluierele picioarelor, de mi-au ieșit oasele prin carne afară. Apă după aia am început să strâng că împăratul e vină pentru răscoală. Nu eu, nu cloșca, nu Crișan. Împăratul ne-a pus. Apă grofii când au auzit așa o grozăvie, interpretul ăla de care v-a zis domnul Erhard, a transmis ordinul să omoare mai mult. Apă nu mai știu, 7-8 lovituri au luat gau pe inimă. Aia era considerată lovitura de grație. După aia au scos din noi inima și mațele și le-au îngropat acolo la locul de execuție. Și părțile corpului le-au plimbat pe drumuri și prin sate. Dar nu fără rău, că așa am avut mormânt tătă țara Ardealului. Thank you.
fost foarte interesantă lecția și ne-a ajutat pe toți să învățăm mai multe, să aflăm mai multe și să ne poate ajuta și în viața de zi cu zi, pentru că trebuie să luptăm pentru idealurile noastre și să credem în ele și să nu ne dăm bătuți niciodată. Mi-a plăcut interpretarea foarte mult. Consider că pentru ei este o ocazie deosebită să înțeleagă altfel istoria, într-un mod mai subiectiv, dacă vreți, mai apropiat de realitate și cred că pentru ei a fost un prilej de a reflecta asupra istoriei până la urmă. A fost altceva, a fost mai mult sentiment, a fost parcă un crâmpei dintr-o realitate care a fost acum două secole și care îi apropie mai mult pe copii de istorie. O altfel de oră de istorie a fost interesant, a fost impresionant, ne-am simțit bine și consider eu că am înțeles mult mai multe lucruri decât cum s-ar fi desfășurat o oră normal. Am aflat multe lucruri în plus, dar că, sau poate că nu foarte multe, dar că cum s-a jucat aici un rol și așa, parcă te-a făcut să intri în lumea aceea, în personaj. Am încercat o punere în scenă, o anumită partitură, o interpretare pentru ca elevilor, copiilor să le fie lecția de istorie mai frumoasă, fără sigur a avea pretenții actoricești sau mai știu eu, însă cred că a fost un exercițiu util. Și s-a bucurat de un succes, zic eu, după ochii copiilor, destul de consistent. Încercăm să ne adaptăm la vremurile noi și facem și scenete, interpretări. Încercăm să dinamizăm, practic, acțiunile muzeului și tot încercăm, oricum, să rebranduim, să zicem așa, imaginea noastră. Am venit în ultima vreme cu o formulă, Muzeul Național al Unirii, locul unde istoria prinde viață și încercăm să ne ridicăm la ceea ce această formulă presupune.